Eu sunt cea care l-am rugat pe Părintele Promitor să stingem lumina, pentru că trebuie să lucrăm și noi pe dumneavoastră, nu numai dumneavoastră pe noi, și nu putem să vorbim dacă nu știm cui ne adresăm. Perfect. Mulțumim. Era ca la securitate. Da, da. De a veni să vorbim despre Memorialul Siget și sub sigla, nu mai țin minte cine mi-a spus, cred că Teodora Stanciu este cea care mi-a spus, tema va fi memorie și identitate, ceea ce mi s-a părut formulat extraordinar, pentru că până la urmă chiar asta este esența ideii noastre. Deci am început imensa muncă de acum 20 de ani. Am trecut la fost anul nostru jubiliar, am venit cu memorialul, am venit 20 de ani, pentru că voiam să aflăm ce a fost, ca să știm cine suntem. Adică ca să înțelegem ce trăim azi, ca să înțelegem cine suntem noi, cei de azi, cei de la voastră, cei de mâine, trebuie să știm, într-adevăr, cine au fost cei de dinaintea noastră, ce au trăit ei, cum au trăit și care sunt rezidurile care au rămas din suferința lor, din cei care le-au produs suferința în societatea română de azi. Deci, într-adevăr, este vorba de memorie și identitate. Vrem să aflăm cine suntem, aflând prin ce am trecut noi și mai ales părinții noștri. Foarte de apropo de noi și părinții noștri, de curând am editat, de altfel m-a dus o plasă cu cărți pe care vom lăsa bibliotecii institutului. Una din ultimele cărți pe care le-am scos se numește Copilăria ca luptă de clasă. Și este vorba de mărturisiri al unor foști copii, la o lasă a ei și oameni în vârstă, unor foști copii al unor deținuți politici, deportați politici, adică ce au suportat copii, cum a fost copilăria fiilor și fiicelor celor care erau în închisor, celor care erau deportați. Și cartea este extrem de interesantă, de altfel a avut o presă foarte bună, pentru că este cei care povestesc astăzi, chiar dacă sunt oameni bătrâni, au memoria, că cea mai extraordinară memorie este cea a copiilor. Lor li se îndiparește tot cu minte și povestesc cu amănunte cum a fost copilăria lor, cum au rămas, de exemplu, povestesc două surori și o verișoară lor, cum au rămas singure la vârsta de în jur de între 7 și 12 ani într-o casă în care nu știau, căutau să vadă ce mai este de mâncare, pentru că fuseseră arestați toți adulții. De exemplu, există această povestire, mi-a rămas în minte, pentru că era așa excentrică, că fiind atât de mici, s-au gândit, oh, ce bine, mama nu ne-a lăsat să jucăm ping-pong pe masa din sufragerie. Acum putem juca așa, au început mai întâi până să-ți dea seama că le-e foame și n-au ce să mănânce și așa mai departe, să joace ping-pong pe masa din sufragerie. Deci, ceea ce vreau să spun este că o să vă povestesc
acest timp construiești întrebări de comunicare despre cât mai pe scurt despre cum am făcut memorialul și de ce l-am făcut. Ca să fiu foarte sintetică, aș cita ceva ce am spus în urmă cu câteva zile la o întâlnire publică. Spuneam că cele două noțiuni care s-au realizat integral după Revoluție, după 89, sunt libertatea și confuzia. Libertatea a fost a explodat odată cu ieșirea în stradă, indiferent dacă această ieșire în stradă a fost programată și aranjată. Libertatea care a explodat cu acest prilej nu a mai putut fi ținută sub control. Era periculoasă, putea să devină periculoasă pentru cei care organizaseră lucrurile. Și atunci a început construcția unei savantă, a unei confuzii în care să poată ține sub control această libertate obținută. E bine, împotriva acestei confuzii în care încet au fost murdăriți cei care erau curați, au fost reabilitați cei care nu erau curați și așa mai departe, și în care încet nu s-a mai știut cine este bun, cine este rău, cine este cinstit, cine nu este cinstit. Și totul a devenit o magmă în care încă înaintăm cu mare greutate. E bine, memorialul s-a născut din dorința de a risipi această confuzie. Și prima și cea mai importantă dintre cel mai important dintre mijloacele prin care confuzia putea fi risipită era aceea de a vedea în cei 50 de ani care, aproape 50 de ani care trecuseră, cine a provocat suferința și cine a suportat. A fost o prima problemă. Și după aceea trebuia lămurit tot ceea ce nu se știa, ceea ce nu știam nici noi. Vreau să vă spun cu titlu absolut personal că cred că cea mai revelatoare revelație, iertați-mă, din preonaz, cea mai extraordinară experiență pe care am avut-o la memorial a fost următoarea. În timpul anilor 70-80, cu siguranță cei care nu sunt foarte tineri vă amintiți, una dintre sloganele care reveneau mereu în discuțiile dintre oameni, în nemulțumirea că polonezii se războală, ungurii se războală, la noi nu se întâmplă nimic, era fraza mămăliga nu explodează. A fost o frază care m-a marcat în sensul că mă simțeam profund umilită. Ideea că mămăliga nu explodează, că noi nu suntem în stare să ne răzbunăm, era una din cele mai dureroase. Era un fel de rușine că noi suntem așa. Deci o rușine pentru istoria noastră recentă. E bine, mulți ani, după vreo 15 ani, pe parcursul studiilor făcute la Centrul de Studii asupra Comunismului, acum, în urmă, vreo 6-7 ani, Centrul de Studii asupra Comunismului a realizat, poate unii dintre noastre a văzut, o expoziție care se numea Comunismul și țăranii. Era rolul unor cercetări de ani și ani. Expoziția a avut loc în prima oară la Muzeul Statului, unde a stat câteva luni și a fost foarte mult
după care ea a început să circule prin țara. E bine, cel mai extraordinar lucru din această expoziție și din studiile care au dus la această expoziție cu documente, cu fotografii, cu, este că în România, înainte de victoria colectivizării, de încheierea colectivizării, au avut loc mai mult de 120 de răscoale țărănești. Mai mult de 100 de răscoale în care unele dintre ele, cele mai multe au avut loc în județul pe partea de vest a țării, în Bihor și în Arad. După aceea, într-o a doua fază, în Vrancea și mai nord, mai nord, Moldovei. Unele dintre ele, de exemplu, județul Arad, există o războală în care satul a fost înconjurat de armată și s-a tras concentrat într-o cetate dușmană. Și morții au fost lăsați, s-a tras la întâmplare și morții au fost lăsați pe stradă ca să-i zbome în pământe pe cei care au rămas vii. Deci au existat mai mult de 100 de războale înainte ca Mămânica să nu mai explodeze. Și noi nici măcar nu știam, noi nici măcar nu auzisem, noi ne auto-umileam încătând singur, noi nu suntem în stare de nimic, Mămânica nu explodează. Asta este, povestindu-mi această întâmplare, vă spun care este sensul psihetului. Primul sens este acela de a studia fiecare din cele mai multe cele lăsate la Sighet reprezintă rezultatul unui studiu asupra felului care românii au reacționat la comunism, asupra felului în care au fost reprimați. Memorialul de la Sighet nu este un muzeu al istoriei comunismului. Nu ne ocupăm de felul în care a luptat Gheorghiu Dejcu, Ana Bauer și toate luptele pentru putere și care au avut loc și transformările de-a lungul celor 4 decenii și ceva. Memorialul de la Sighet este un muzeu al represiunii comunismului din România și al rezistenței românilor la comunism. În măsura în care am reușit să descoperim faptele esențiale și în măsura în care, în mod evident, studiile continuă și între timp s-au înființat și alte ONG-uri și alte instituții care fac același lucru, în măsura în care vom înțelege toate aceste lucruri, vom înțelege pe de parte că nu trebuie să ne fie rușine că suntem români, că nu trebuie să ne fie rușine de trecutul nostru, că trebuie să căutăm marile modele. Iertați-mă dacă într-un fel mă concurez pe mine, să motivez unele lucruri spuse în emisiunea de la Trinitas, se repetă, nu sunt tare să aleg ce se repetă și ce nu. Deci această idee a modelelor este una din ideile esențiale ale memorialului. Și este clar că importanța școlii de vară de la Sighet, unde copiii fiind și ies pur și simplu alți oameni decât au intrat, vine din faptul că acolo și-au găsit modele, aș fi fericită dacă la sfârșit ați intervenit să-mi spuneți dacă am dreptate. Mi se pare că în tinerețe cea mai mare problemă a unui tânăr este aceea dacă nu sunt în stare să-și găsească modele. Deci cea mai mare problemă este aceea să fii tânăr, să te uiți în jur și să nu găsești pe cine să admiri sau să găsești să admiri figurile din emisiune de la televizor. Deci, ceea ce este o dramă. Deci, eu cred că memorialul de la Sighet oferă modele și, în acest sens, este nu numai un muzeu și nu numai un centru de studii, ci și o școală. Trebuie că vom mai departe.